iubiții mei, când aveam vârsta de 7 anișori, bunica mea mi-a spus: mumă, tu dacă vezi un preot să te duci să-i săruți mâna și să-i spui să rămână părinte. Și am întrebat-o: bunico, de ce să-i spun mâna? Iar ea mi-a spus: pentru că mâna aceea de preot îți poate da dezlegare de păcate și sfântă împărtășanie. Și într-o zi am văzut un preot care trecea prin sat cu o pălărie de fetru în cap, cum purtau preoții pe vremuri, cu o geantă în mână și cu un toiag în cealaltă. M-am dus și am spus să rămână părinte. Am luat mâna și i-am pupat-o. Și el m-a întrebat: cine te-a învățat să faci așa? Am crezut că mă ceartă. Părea un ton tăios. Iar eu i-am spus: bunica mea. Cine e bunica ta? Păi este mamaie Eugenia, cu care vin eu la biserică duminica. Ce frumos te-a învățat, fiule. Să ții minte că nu contează decât unde pune Dumnezeu sufletul după ce murim. După 10 ani de zile am ajuns la facultatea de teologie, poate din voia lui Dumnezeu, și acolo am găsit scris, în timp ce citeam pentru examen în sesiune: nu contează decât unde pune Dumnezeu sufletul după ce murim. Iată, dragii mei, aici am întâlnit de întâmplare o cruce. O cruce părăsită, îngropată, nici nu se mai vede cine a fost cel care a murit aici. Este în lângă o linie de cale ferată, precum vedeți dumneavoastră, și se adeveresc cuvintele: străini și călători suntem pe lumea aceasta, nu avem aici cetate de locuit, Evrei 13:14. De aceea, tot timpul ar trebui să avem grijă de sufletele noastre, pentru că sunt nemuritoare. Pentru că așa a spus Hristos în casa la Zaheu vameșul: am venit să caut să mântuiesc pe cel pierdut. Când am ajuns lângă această cruce, am zis: Doamne, odihnește-l cu drepții pe cel care a dormit aici și când o-i muri, să mă ierți și pe mine. Așa să spune și dumneavoastră când treceți pe lângă o cruce, pe marginea șoselei sau pe lângă un cimitir. Să spuneți: Doamne, odihnește-i cu drepții pe toți care au dormit în cimitirul acesta și când o-i muri, să mă ierți și pe mine. Sunt rugăciuni bine primite de Dumnezeu. Dacă toți creștinii ar spune așa când trec pe lângă cimitire, pe lângă cruci, vă dați seama câtă bucurie, câtă ușurare de păcat ar avea cei adormiți neamurile noastre și cât am avea și noi când am ajunge în fața Lui la judecată. Slavă Ție, Doamne Iisuse Hristoase! Slavă Ție! Doamne, iartă-ne!